În numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. În continuare, suntem pe ultima parte a postului. Parfumul colindelor deja pătrunde prin orice intermediu mass media. Ați văzut și prin radio, și prin televizor, și prin modul ăsta a internautic. Deci simțim că se apropie căldura și frumusețea sărbătorii nașterii Domnului Hristos. Acum ce ar trebui să aveți dumneavoastră în minte și să fie spre înțelepciunea dumneavoastră, cum pregătim sărbătoarea din două puncte de vedere. Mai întâi sufletește. Avem încă începând de astăzi 10-11 zile în care ne spovedim și ne împărtășim pentru cei ce n-au făcut-o deloc sau pentru cei ce vin a doua oară. Ar mai fi problematica postului pentru cei ce n-au postit deloc. Știți că este și proverbul la scara, are două trepte, una sus și una jos. Părinte, am ținut prima săptămână și ultima. Ar fi ușor să ne putem mântui și în prima săptămână și în ultima, dar trebuie să ne mântuim pe tot parcursul. De aceea trebuie ușor, ușor să ne străduim după vârstă și putere cu îngăduința duhovnicului. Eram pe vremuri mai demult. Era o bunică Marie, îi spunea, și a venit la spovedie și mi-a zis, părinte, mare păcat am făcut. M-o fi gândit, s-o fi certat cu cineva. Fără să vreau, am scăpat lingura din mâncare cu un dilem, fără un dilem, mai de capul meu. Zic, da, trebuie să faci o psaltire pentru asta, mare păcat. Iar astăzi, cât de comod e postul, că postul ăsta s-a mâncat vreo 3 săptămâni numai pește într-una. Adică am postit de ne-am îngrășat. Pe când în psaltirea lui David spune așa, au slăbit genunchii mei de lipsa unde lemnului și carnea mea s-a uscat de priveghere și de rugăciune, sau genunchii mei au slăbit de post și carnea mea s-a vestejit de lipsa unde lemnului. Cam așa e psalmul, stihul. Spun lucrul acesta că între postul pe care l-a făcut Hristos și postul pe care îl facem noi, e o simplă, cum să vă spun, imitație, ca să spunem. Exact cum un actor joacă rolul unui personaj. Noi nu mai jucăm rolul postitorului. La noi postul este presărat cu toate bunătățile posibile și imposibile. La noi postul este presărat cu toate comoditățile. Postul este presărat cu toate relaxările, cu toate îngăduințele, cu toate dezlegările. Deși cei mai mulți oameni militează și spun lucrul acesta nu cu răutate, cunosc o doamnă de unde mai iau marfă de parastat și am întrebat cum v-a mers vânzările la carne în timpul postului? Dublu, părinte, ca și când nu-i post. De ce? Pentru că mâncarea vii de la servici, ai mâncarea pe ceva și te-ai luat de o grijă. Pe când mâncarea de post implică și puțină jertfă. Să fierbi, să ai răbdare, să călești, să aștepți, să prelucrezi, pe când o felie de carne cu o felie de pâine într-un sandwich, ai mâncat, ai băut apă și te-ai culcat. Dar cei care sunt creștini și vor să fie creștini în inima lor, pot să dăruiască lui Dumnezeu măcar o zi de jertfă. Îmi amintesc, sau n-aș vrea să vă plictisesc, că era un om care nu știa prea multe lucruri despre ceea ce înseamnă credința, dar el știa că trebuie să-L iubești pe Dumnezeu. Poate voi mai fi spus-o vreodată, nu mi-amintesc. Și s-a dus și el la duhovnic și i-a spus duhovnicul, fă cât poți. Bate mătănii, fă închinăciuni, postește, mănâncă la Sfințitul Soarele, sau mănâncă la ora 3, sau mănâncă la ora 12, cum îți permite ție trupul. Și el, ca să nu-L supere pe Dumnezeu, s-a gândit așa. De ce să mă vadă pe mine Dumnezeu mâncând? Și mânca seara, deci fără să vrea, postea o zi întreagă.
De ce să mă vadă pe mine Dumnezeu rugându-se și să ruga noaptea? Adică să gândea, Dumnezeu trebuie să-L vadă tot timpul vesel, să-L vadă tot timpul mulțumit, spune în Scriptură. Atunci când postești, să nu fii ca fățarnicii. Unge fața ta, unge capul tău și nu fii trist ca fățarnicii care se roagă prin piețe, prin ulițe, la vedere și smolesc fețele să arate că postesc. Și el făcea totul pe ascuns. Când bătea mătănii, bătea să nu-l vadă nimeni. Când făcea închinăciuni, făcea să nu-l vadă nimeni. Și dacă întreba cineva, tu ce fapte faci? A, nicio faptă bună. A, dar tu ce faci? Nicio faptă bună. Și a venit vremea, ca și el, ca omul, să se ducă din lumea aceasta. Și când s-a dus din lumea aceasta, Dumnezeu, care i-a văzut nevoința, nu l-a primit în rai. A spus, nu. Mai ai niște lucruri mărunte de rezolvat. Îngere, ia-l și du-l pe pământ. Bagă de seamă. Te căiești, te smerești, mă mărturisești și nu te rușinezi de lucrarea lui Dumnezeu din lume. Pentru că oamenii văzând faptele voastre cele bune, să-L slăvească pe Tatăl vostru cel din cer. Adică ce-a vrut să-i spună Dumnezeu? Întreabă și oamenii, părinte, dacă eu o onomastică la serviciu să spun că postesc? Da, spune că ești creștin, nu-i nicio rușine. Când ai să postești sau să guști o feliuță de brânză, tofu sau file de pâine sau o roșie ca să fii în rând cu cei ce mănâncă acolo și nu faci discordanții, cu totul altceva, că tu știi că postești după aceea. Sau ai gustat ceva de lângă, poftim un pireu sau un pilaf și ai lăsat carnea în farfurie. Nu trebuie să faci exhibiționist sau extremist. Dar nu trebuie să te rușinezi să spui că postești. Da, postesc, sunt creștin. Cel ce va mărturisi pentru mine înaintea oamenilor și eu voi mărturisi pentru el înaintea Tatălui meu. Dar cine se rușinează de mine și de Evanghelia mea și eu mă voi rușina de când voi fi în slava Tatălui, de el, atunci cu Sfinții Îngeri. Deci nu poate omul să dea nimic în schimb pentru sufletul său, poți câștigi orice în lumea asta, dacă sufletul pierde, n-a dobândit nimic și iarăși spune Scriptura, negru pe alb, cel ce își pune sufletul pentru mine și Evanghelia mea, îl va câștiga, iar cel ce își cruță sufletul său, îl va pierde. Adică cum spui, băi, să nu mă îmbolnăvesc, băi, să nu-mi scadă imunitatea, că zis, majoritatea oamenilor au câte o mică scuză. Eu cel mai mult zâmbesc când vin oamenii și spun, părinte, am diabet, nu pot posti. Și eu știu de ce râd, pentru că știu că se poate posti. Nu poți posti la modul habotnic. Dar la modul ușor poți posti. Adică dacă vrei puțin, 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 că i-am spus cuiva, zic, dar nu neapărat vă recomandă carne aici pe listă, văd. Da, există pește, aia, dar pește nu-mi place pe tine. Cred și eu că nu e ca pulpa de porc sau ca mușchiul de vită, normal că n-are același gust. Dar, dacă vrei, poți ușor posti. După aceea, mai auzim pe unii oameni, dar eu nu vreau să știe cineva că merg la biserică, dar eu nu vreau să știe cineva că mă spovedesc, dar eu nu vreau să știe cineva că mă împărtășesc. Nu trebuie să pui afiș în poartă, duminică sunt la spovedit și la împărtășit. Dar dacă te-a văzut cineva ieșind de la biserică și întreabă, da, ești bisericos? Nu, nu sunt bisericos, sunt creștin. Deci nu trebuie să-ți fie rușine, pentru că credința vine din auz, din vedere și din trăire. Dacă un om vede pe altul că se roagă, se poate mă lipsi și el. Dacă un om vede pe altul că postește, poate să mă lipsească și el. Și dacă un om vede că faci fapte bune, poate face și el. Și vă spun lucrul ăsta tot dintr-o oarecare experiență dobândită de-a lungul timpului. În sensul că am văzut oameni care n-au postit niciodată. Și au zis așa, amul nu trebuie să mă laud, că nu-mi ține mie asta, e al lui Dumnezeu. Părinte, numai de dragul mă ta postesc. Că mă ta ai zis că cine postește să mântuiește. Păi zic, ai de dragul mântuirii, nu de al meu. Părinte, să știți că mă de dragul mă ta mă rog. Nu de dragul meu, de dragul lui Dumnezeu, că El ne iubește pe toți. Să știți că numai de dragul mă ta merg la biserică. Nu, de dragul lui Hristos, care a văzut cât stă bine în biserică. Deci, trebuie să ne obișnuim. Deci, așa cum ne-am învățat cu dezvățul, trebuie să ne învățăm și cu învățul. Nu există ceva ce omul să dorească să facă
și să nu poată face. Și am să vă dau un exemplu de creștere duhovnicească foarte simplu. Întâi mă duc să termin cu omul, că l-am lăsat în drum. I-a spus Dumnezeu, mergi pe pământ și mă mărturisești. Și s-a întors pe pământ bietul om, dar el când a văzut ce frumusețe sunt în rai, nu l-a mai interesat ce-i pe pământ. El cu care se întâlnea, el s-a ridicat de pe pat, din moarte. Și la tăsnea, bă, ce-am văzut eu în rai, bă, și se strângea tot satul și a spus, bă, ce-am văzut eu în rai, bă, dar ce mi-a spus mie Dumnezeu, bă, dar ce mi-a făcut mie Dumnezeu. Într-o săptămână, două, a convertit tot satul. Tot satul venea să-l asculte ce a văzut el în rai și ce i-a spus lui Dumnezeu. Deci, iată, un mod de a mărturisi, în mod involuntar de voința lui. Deci, el era simplu cu sufletul, dar era curat cu inima. Și atunci, soția care era lângă el acolo, îi spunea tot timpul, hai, mai bea asta, mai mănâncă asta, mai mănâncă asta, mai gustă asta și spunea, nu, toate sunt amare, n-au niciun gust. De ce? Pentru că în raport cu dulceața Dumnezeirii și cu dulceața Raiului, niciun fel de mâncare de pe pământ nu are gustul cel mai bun, cum are gustul de Rai. În ce sens? Spune acolo în Catisma 17. Cuvintele tale sunt mai dulci decât mierea și fagurul. Poate fi ceva mai dulce ca mierea, dacă e miere. Deci, înseamnă că dulceața Dumnezeirii este net superioară. Acum mi-aș putea permite să pun o întrebare indiscretă și să întreb din cei care v-ați rugat acasă, cine a simțit vreodată acea dulceață în gură la rugăciune, că eu am mai întâlnit persoane care mi-au spus lucrul ăsta. Și părinte, parcă mi s-a umplut gura de zahăr, de sirop, în timp ce citeam psaltirea. Aia este dulceața Dumnezeirii, ca să știți. Aia vine ca dar de la Dumnezeu pentru rugăciunea din inima înfrântă, smerită, curată, din inima râvnitoare și doritoare de Dumnezeu. Iar când s-a împlinit a 40-a zi, cum i-a spus Dumnezeu, vin după aceea să te iau, el n-a mai avut răbdare să mai aștepte. Imediat s-a primenit, s-a îmbrăcat în alb, s-a pus pe pata, a prins numai și a zis la femeie, deschide ușile, deschide geamurile, că ăștia vin după mine, să nu întârzi cumva. Ei, când ajungi la această măsură să abia să aștepți să pleci, puneți-vă în comparație cu noi, care de 2 ani de zile am terminat tot dezinfectatul din magazine, toate pastilele din prin farmacie. Doar vom scăpa și nu vom pleca. Doar vom mai rămânea. Doar va uita boala de noi. Doar vom scăpa de COVID, nu? Deci arată unul care zice, domnule, aș muri, m-aș duce în rai. Bine că știu că e bine și frumos. Nu, n-avem lucrarea asta. Deci noi ne luptăm și facem orice, numai ca să rămânem aici. Și cel ce a gustat dulceața Dumnezeirii își dorește cât mai repede să ajungă acolo și să scape de lumea aceasta. Cum spunea Sisoie, abia aștept să-mi văd sufletul în brațele lui Hristos și să spun săvârșitul sa. Ei, ne-ar trebui câțiva morți de genul ăsta, adică câțiva oameni care pleacă la cer în felul acesta, ca să înțeleagă și cei de pe pământ că moartea nu-i nici bau-bau, nu-i nici groază. Bine, de moarte nu ne mai temem noi. Acum nu vedeți cum e când moare cineva pe internet, lumânărele, floricele, Dumnezeu să te ierte. Dacă ar fi așa, aia ar fi superb. Dar nu mai avem noțiunea aia, cum să spun eu, apăsarea aia sufletească, dorul ăla că a plecat omul. A mai murit unul și care-i treaba? A murit 700, a murit 500, a murit 800. Adică devine ceva ca la, cum spunem noi, ca la nomenclator. Dă-i statistica. Dar cu adevărat, noi, văzând aceste tablouri ale plecării dincolo, ar trebui să avem permanent o icoană întâlnirii cu Dumnezeu. Și consider că încă un mort care se bucură de slujba parastasului, care se bucură de atămâiere, care se bucură de stâlpi, care se bucură de prietenii care îl petrec sau îi pun o lumânare sau o, din asta, coroniță la mormânt, încă e un om binecuvântat de Dumnezeu. Ați văzut ce nasol a fost, așa ca să spun într-un termen lumesc, să te pună în sac și să dea cu buldozerul lut pe tine, fără nicio slujbă, fără nicio nimic, precum animalele. Deci, o formă destul de dubioasă și tot ca o palmă de la Dumnezeu, ca să vedem
că ne-am obișnuit cu bine și ni se pare că ni se cuvine. Și uite, Dumnezeu poate să ne lea acel bine care pare că omul nu merge o viață la biserică, dar totuși, când a murit cineva, vrea să fie în rândul lumii, să fie sicriul frumos, să fie mormântul frumos, să vină prietenii, să aprinzi o lumânare, să pui o floare, să auzi o condolianță, să spui o compasiune, să schimbe o vorbă de durere, adică oamenii au nevoie de comunicare. Și uite, Dumnezeu nu ne-a lăsat să facem nici lucrul ăsta. Au fost cazuri când cei din casă au stat la poartă și mortul a trecut pe drum și s-a dus în groapă. Deci, aceste lucruri le sloboa de Dumnezeu ca să vedem că nu se poate trăi fără Dumnezeu. De aceea e bine să încercăm să-L ținem pe Dumnezeu cât mai aproape de noi. Și unde poți să-L ascunzi mai bine decât în inima ta? Dacă l-ai mâncat și l-ai pus acolo amanet în sufletul tău, acolo îl și găsești. Și mă întorc la ultimul cu creșterea duhovnicească, am timp, și spune că mergea Sfântul Macare prin pustie și îl vede pe dracu foarte bucuros. Mergea așa sărind într-un picior, cum fac ochii când se joacă cu mine și zice, ai mă negritule, de unde vii așa fericit? Am un prost aici în pustie, zice, îi tulbur mintea și fac vraiște cu el. Și cine e ăla care îl poți tu prostia așa ușor? Că pustia asta e plină de aștri și de sfinți. Este teopemtă ăsta puturosul, zice, toată ziua stă de vorbă cu mine, cu gândurile, ci că eu intru în mintea lui și eu încălcesc cum vreau eu. Bătrânul a zis, nu te cred, prostul, nu te cred, tu minți și te lauzi. Dar a vrut să-i adeverească prin întărire ce lucrare are, să știe cum să-l îndrepte. Dar nu, Sarsailă nu-i știa gândul, că bătrânul era cu rugăciune de foc. Și s-a dus bătrânul la teopemt, a bătut la ușa chilii, băiatul i-a pus rogojina, l-a primit cu bună cuvință, i-a pus paharul cu apă, i-a dat trei pesmeți și a zis, bătrâne, eu cel mai începător în pustia aceasta și tu să vii să pleci genunchii la mine? Nici nu știi ce descoperire am avut azi noapte de la Dumnezeu. Ce, părinte, vrei să pleci, să ne lași singuri? Nu. Mă lupta un gând de desfrânare și am zis așa, Doamne, pentru rugăciunea cărui pusnic din pustia aceasta, Tu mă poți izbăvi pe mine. Și știi ce mi-a spus Dumnezeu, dar te leg să nu spui nimănui ca să nu te mândrești. Cu rugăciunile lui Teopent vei scăpa de desfrânare. El e cel mai bun lucrător în rugăciune la această taină. Băiatul s-a rușinat așa în sinea lui și a zis, părinte, și pe mine mă luptă. Da, n-am, cu darul Dumnezeu n-am căzut, dar mă străduiesc. Nu. Rogu-te, te leg cu rugăciune să nu știe nimeni că ți-a mărturisit această slăbiciune. Pune mâna și în fiecare zi fă o rugăciune pentru mine, pentru izbăvirea de păcatul de sfârșit. Și a plecat bătrânul. Ăsta când a rămas singur să gândi, băi, dacă Macare ăsta care e atâta de mare în pustie are nevoie de rugăciune, mea, cum să-i fac lui una și mie una, nu? Și a început să fac una și lui. După câteva zile, când bătrânul trecea prin pustie să vadă ce mai este, diavolul așa că a însupărat, că m-a bătut. Dar ce ai, mă, spurcatule, ce stai așa în gândura, ce se întâmplă? Răzvrătitul ăsta care îl învârteam de minte, văd că a început să-și curăță mintea, zice, nu primește îndulcirile mele, zice, face pe răzvrătitul, mă ia cu psalmi, mă ia cu mătăni, mă ia cu post, cu post, vezi de treabă, că tu ești ret, ai atâtea curse, nimeni nu ți le știe. Spui așa ca să te smeri, ca să îți arăți neputința. Nu știu ce spun. S-a dus bătrânul iarăși și a spus, Teopemt, să știi că cu darul Dumnezeu am simțit focul rugăciunilor tale. Și mi-a spus Dumnezeu să te rog să faci două rugăciuni pentru mine. A plecat bătrânul între lui și tânărul a zis, păi dacă îi fac lui două rugăciuni, n-aș fi rușinat înaintea cerului că nu fac și pentru mine două. Și a început să facă două și pentru el. Dar stând el așa în chilie, s-a gândit, simt eu că Dumnezeu se-i descoperă la bătrânul meu care are nevoie de trei rugăciuni. Ia să încep eu să fac câte trei, că atunci când vine să vadă că și eu am o leacă de lucrare, nu-s chiar neștiutor. Și a început să bage câte trei rugăciuni pentru bătrânul și trei pentru el. Când a trecut bătrânul prin pustie, diavolul de acum nervos, agitat, scurma cu copita ca un cal de la nărăvaș când nu iese socotele,
Și întreabă Sfântul Macarie, ce ai mai potlogarule, ce te agiți așa, ce scurmi așa ca porcul mistreț? Ei, și cu teopentă asta, zice. Până acum, mai ieri, alaltă ieri, stătea și zăbovea cu gândurile și acum l-a pălit vremea să facă 6 rugăciuni pe zi, jumătate de zi ia până termină rugăciunea. Și mă plictisesc să stau arși, să aia soarele să-l chinui, mă duc la alții mai slab ca el. Și bătrânul știu deja exact lucrarea și vine, se apropie de poarta lui Teopem. Ce, ce faci, bătrâne? Cu darul lui Dumnezeu, bine. Dumnezeu mi-a spus că ți-a vestit că trebuie să faci și cea de-a treia rugăciune și am simțit izbăvirea, dar să nu le oprești, că dacă le oprești, iar să slobozesc asupra mea ispitile. Și zice tânărul în sinea lui, ei, dacă Dumnezeu a descoperit bătrânului că eu am făcut și a treia rugăciune, înseamnă că mă iubește Dumnezeu, nu mai slobod rugăciunea niciodată. Și s-a izbăvit din lene în lucrarea rugăciunii. Așa că cu ajutorul Dumnezeu vă rog și eu să faceți câte trei rugăciuni pentru mine și trei pentru voi, ca să fim tot timpul izbăviți de rele, de ispite, de încercări, de necazuri, de primejdii, că eu în seara asta am să vă fac 7 rugăciuni de dezlegare, să fie mai mult ca la voi, ca diavolul să fugă și să ne lasă în pace. Amin și Doamne ajută!